Teren de joacă din sectorul Botanica, câțiva bărbați băuți ar fi detonat un obiect explozibil, spune poliția. Curtea Constituțională a dat verdictul în cazul alegerilor prezidențiale și cele parlamentare organizate în aceeași zi, ce spun magistrații. Partidul Șor este a treia cea mai importantă forță din Moldova, iar Ilan Șor este în top 3 cei mai influenți politicieni, arată datele unui sondaj. Zilnic, sute de vârstnici sunt supuși riscului de infectare cu noul virus după ce autoritățile le-au cerut să-și recalculeze pensiile. Magistrații constituționale au decis, alegerile parlamentare nu pot fi organizate în aceeași zi cu cele prezidențiale. Desfășurarea alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale, ordinare sau anticipate în această perioadă, este interzisă. Curtea Constituțională s-a pronunțat după ce a fost sesizată de către socialistul Vasile Bolea și deputatul PAS Sergiu Litvinenko. De asemenea, judecătorii au stabilit că în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui, Parlamentul nu poate fi dizolvat nici dacă șeful statului demisionează și sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea legislativului. Decizia este definitivă și nu poate fi atacată. Scrutinul prezidențial va avea loc la 1 noiembrie. Din acest moment trebuie încetate exercițiile de ingeniozitate juridică și instalat un guvern capabil să relanseze economia și să asigure siguranța oamenilor. Astfel a reacționat liderul pro-Moldova, Adrian Candu, după ce Curtea Constituțională a decis astăzi că scrutinul parlamentar nu poate avea loc concomitent cu cel prezidențial. Cum au comentat decizia magistraților constituționali, autorii sesizărilor depuse la Înalta Curte și președinte țării, aflați în continuare. După pronunțarea hotărârii, deputatul PAS Sergiu Litvinenko, unul din autorii sesizării, a venit cu un comentariu pe pagina sa de Facebook, unde a menționat că prima zi când este posibilă dizolvarea Parlamentului este 24 decembrie. Am luat act de dispozitivul hotărârii Curții Constituționale, voi aștepta considerentele pentru a desluși nuanțele care au stat la baza lucrurilor decise, a scris acesta. Totodată, președintele pro-Moldova, Adrian Candu, a declarat că toate forțele parlamentare responsabile trebuie să-și consolideze eforturile pentru a stopa aprofundarea crizei economice și sanitare din Moldova. Concurența orgoliilor trebuie stopată, deoarece suntem în pragul unor revolte sociale din cauza sărăciei care se aprofundează, precum și a injustiției din țară. Trebuie încetate exercițiile de ingeniozitate juridică și instalat un guvern capabil, a spus Adrian Candu. Iar liderul platformei DA, Andrei Năstase, a scris pe rețelele de socializare că hotărârea Curții Constituționale era una previzibilă și se încadrează în litera Constituției. Și președintele Igor Dodon a venit cu o reacție la acest subiect într-un comunicat emis pentru postul nostru de televiziune. Președinția susține că actualul Parlament este compromis, iar unica șansă este dizolvarea legislativului și organizarea unui nou scrutin, deși anterior Igor Dodon era categoric împotriva desfășurării alegerilor parlamentare anticipate. Ne vom orienta după voia poporului și, dacă va trebui, vom organiza alegeri parlamentare anticipate cât mai repede este posibil din punct de vedere legal, a declarat pentru noi purtătorul de cuvânt al președinției, Carmena Sterpu. PSRM, care la fel a sesizat curtea, s-a raliat declarației președintelui Igor Dodon și susține că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, iar primul decret semnat de șeful statului după scrutinul prezidențial din toamnă trebuie să prevadă dizolvarea actualului parlament, se spune într-un comunicat pentru presă. Amintim că anterior, la declarațiile politicienilor de a fi demis guvernul Chicu, consilierul pe comunicare al premierului Vitalie Dragancea a menționat că fiecare deputat are dreptul la opinie.
Partidul politic Șor este a treia cea mai importantă forță din Moldova, iar liderul formațiunii Ilan Șor este în top 3 cei mai cotați politicieni. Sunt rezultatele unui sondaj de opinie realizat de compania Date Inteligente. Astfel, în cazul unor alegeri parlamentare anticipate, formațiunea va obține 10 mandate de deputat față de 7 câte a obținut după scrutinul din anul trecut. Potrivit sondajului pentru partidul politic Șor, și-au exprimat intenția să voteze 9,3% dintre respondenți, fiind surclasat doar de către Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar acumula 35% respective 30% din opțiuni. Ar mai accede în viitorul Parlament Platforma Da și Partidul Nostru, în timp ce Partidul Democraților a căzut sub pragul electoral și ar acumula mai puțin de 4%. În aceste condiții, PSRM ar deține 40 de mandate de deputat, PAS 35, Partidul Șor 10, Platforma Da 9 și Partidul Nostru 7 fotolii. Totodată, liderul partidului politic Șor, deputatul Ilan Șor, a urcat pe poziția a treia la capitolul încrederii în rândul cetățenilor, dar și la intenția de vot pentru funcția de președinte, chiar dacă deocamdată nu are dreptul să candideze, deoarece nu a împlinit vârsta necesară de 40 de ani. Astfel, potrivit chestionarului alegătorilor, au mai mare încredere în Ilan Șor decât în Renato Usatăi sau Vladimir Voronin, care îi cedează locul. Sondajul iData este al treilea din ultima săptămână, care arată o creștere clară a ratingului partidului Șor. Barometrul opiniei publice cota formațiunea cu 7,3%, iar al IMAS cu 11,6%. Sondajul a fost efectuat la telefon în perioada 20 iunie-4 iulie pe un eșantion de 1511 respondenți din peste 400 de localități, marja de eroare fiind de 2,5%. Deputatul Ștefan Gațcan se află la Iași și neagă faptul că ar fi fost sechestrat pe raza județului. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Vâjia Canca Alexandra. Potrivit ei, cercetările au fost făcute după ce acum 2 zile, pe adresa Poliției Române, a fost expediată o sesizare privind sechestrarea lui Gațcan pe raza județului Iași. Ulterior, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat verificări și l-au contactat pe Gațcan, care a declarat că aspectele sesizate în reclamație nu sunt reale și că nu cunoaște persoana care ar fi făcut sesizarea, se arată în răspunsul Inspectoratului de Poliție Județean Iași oferit la solicitarea Ziarului de Gardă. Alte detalii la subiect încă nu au fost oferite. Precizăm că de miercuri dimineață, 1 iulie, doctorul deputat Ștefan Gațcan este de negăsit. Totul a început după ce parlamentarul a părăsit PSRM și a aderat la Pro Moldova. Inundațiile fac victime. Un copil de numai 2 anișori din raionul Ungheni s-a înnecat din cauza viiturii puternice provocate de revărsarea râului Prut. Potrivit poliției, mama copilului era prinsă cu treburile casei și nu a observat dispariția micuțului, iar când l-a găsit, el era fără suflare. Între timp, mai mulți salvatori au fost mobilizați în diverse localități din țară unde există pericol de inundații pentru a întări digurile de protecție. Tragedia a avut loc ieri într-o localitate din raionul Ungheni, anunță Oamenii Legii. Potrivit lor, mama micuțului avea treabă prin gospodărie și l-ar fi lăsat singur, iar când s-a întors, copilul nu era. Din cauza creșterii nivelului apei în râul Prut, în urma inundațiilor, grădina a fost acoperită cu ape, iar corpul neînsuflețit al lui a fost găsit acolo. Femeia își creștea singură copilul, iar familia se află la evidența asistentului social din localitate. Semne de moarte violente nu au fost depistate, anunță poliția. Între timp, pentru a evita pericolul de inundații care se menține, salvatorii au consolidat diguri de protecție în mai multe localități din lunga râurilor Prut și Nistru, în special în satele din raioanele Cantemir, Ungheni și Nisporeni. Un alt incident s-a produs în raionul Nisporeni. Un nou născut a fost abandonat într-o fâșie forestieră, locul în care a fost născut. El a fost găsit de o femeie în timp ce efectua lucrări la vița
viața de vie. La câteva ore după asta a fost găsită mama bebelușului, care mai are 4 copii. Cazul este investigat de poliție. Șoferul care a provocat acum aproape 2 luni tragicul accident din centrul capitalei, soldat cu 2 morți, ieri și-a recunoscut vina, iar dosarul său a fost expediat în instanță. Procuratura municipiului Chișinău informează printr-un comunicat de presă. Pe tot parcursul urmăririi penale, tânărul a negat că ar fi vinovat și a refuzat să colaboreze cu procurorii. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de închisoare cu anularea dreptului de a conduce. Amintim că în noaptea de 16 spre 17 mai acesta a intrat pe roșu la intersecția străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare. A lovit cu viteză un taximetru, după care a fost proiectat într-o altă mașină care staționa regulamentar la culoarea roșie a semaforului. În urma accidentului, șoferul taximetrului a murit pe loc, iar pasagerul acestuia s-a stins la spital. Ulterior, ministrul de interne Pavel Voicu a declarat că oamenii legii au constatat că tânărul era implicat într-o cursă auto ilegală în momentul în care s-a produs accidentul. După ce ieri autoritățile din sănătate au anunțat un număr relativ scăzut de noi îmbolnăviri cu virusul COVID-19, astăzi statisticile sunt din nou îngrijorătoare. 235 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore. Avem și cazuri de import din Federația Rusă, Polonia și Italia. Astfel, țara noastră a depășit următorul prag psihologic de 18.000 de îmbolnăviri. Totodată, 8 persoane și-au pierdut viața. De asemenea, nu este nicio zi fără infecții în rândul lucrătorilor medicali. Alți 15 medici, asistenți și personal auxiliar au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Un gest de încurajare a angajaților implicați în lupta cu pandemia este prezentat pe strada pietonală din Chișinău. Acolo este vernisată o expoziție de picturi realizate de elevi și studenți dedicate eroilor în halate albe. Până în toamnă, zona se va numi Aleea Medicilor, iar trecătorii pot lăsa mesaje de mulțumire pentru eroi. În plină pandemie, sute de vârstnici s-au îmbulzit în fața unui birou al Casei Naționale de Asigurări Sociale din capitală pentru a solicita recalcularea pensiei. După ce au stat în case mai bine de 3 luni, oamenii în etate au uitat de pericolul infectării cu noul coronavirus și au format cozi uriașe încă de la primele ore ale dimineții. În speranța că vor evita cozile, unde au venit încă de la ora 4. Pe timp de pandemie, stricta necesitate de a le fie recalculate pensiile a scos oamenii în etate din casă în fața biroului Casei Naționale de Asigurări Sociale din sectorul Reșcani al Capitalei. Cozi uriașe s-au format încă până a fi deschisă instituția, iar cei care au venit mai târziu au dat buzna pentru a primi ultimele etichete pe baza cărora sunt chemați pentru depunerea actelor necesare. Sunt profund uimit de ceea ce se întâmplă. Așa ceva nu am mai văzut niciodată în viață. Este groaznic, mai ales că aici sunt oameni în vârstă. În timp de pandemie să se organizeze așa ceva, mă scuzați, dar nu este logic. Văzând rândurile infernale, unii au făcut cale întoarsă, iar alții au rămas cu speranța că vor reuși să se înregistreze până la ora 14, când se încheie programul de primire a documentelor. Aici, în curte, oamenii sunt nevoiți să aștepte ore în șir. Niciun fel de condiții însă nu au fost create. Doar unii s-au înghesuit pe câteva scaune, ceilalți însă s-au rezemat de gard, de copaci, iar alții stau pe pietre. Aici cineva stătea înaintea mea, eu doar voi sta pentru 5 minute, apoi voi merge să mă aerisesc. Stăm în picioare la orele 6, nici 6 nu era. Stăm în picioare, nu-s măcar scaune, nu se n-ai pe te așeza, să te răsufli. Aici nu se păstrează distanța, nu se păstrează ceea ce trebuie, în sare, în omul e tare. Nu-i
În interiorul instituției, atmosfera pare mai calmă. Angajații Casei Naționale de Asigurări Sociale ne-au spus că lucrează în regim sporit pentru a face față solicitărilor. Noi am fost la serviciu la ora 6. Am repartizat talonașe și îi primim absolut pe toți. Cetățeanul trebuie să se prezinte doar cu cărticica de muncă și buletinul de identitate. Deci 113 cetățeni deja au fost primiți. E greu, e dificil, dar noi ne descurcăm, facem față. Nu am fost în concediu. Adică când era perioada de pandemie, am stat 2 săptămâni, dar așa acum lucrez tot timpul. Potrivit unui comunicat de presă emis de Casa Națională de Asigurări Sociale, depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei a început din 1 iulie, astfel încât vârstnicii să-și poată ridica plățile recalculate din luna august. Instituția precizează că acest drept l-au beneficiarii de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999, care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani. De menționat că până la sfârșitul lunii curente, solicitanții mai pot depune dosarele în alte 11 zile, iar cei care din diferite motive nu vor reuși își pot realiza acest drept și în lunile următoare. Guvernarea lui Dodon a demonstrat încă o dată lipsă de moralitate. În plină pandemie, pe o caniculă insuportabilă, vârstnicii sunt nevoiți să bată pragurile Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru recalcularea pensiei. Declarația a fost făcută de către președintele partidului politic Șor. Citez: câtă ipocrizie, sub pretextul grijei față de bătrâni, interzicându-le celor de peste 63 de ani să iasă din casă fără o urgență, guvernarea îi obligă să stea ore în șir la coadă sub soarele dogorător. Cea mai vulnerabilă categorie a populației, cei din grupul de risc, rușine autorităților care au organizat un adevărat genocid împotriva poporului, a scris Ilan Șor pe o rețea de socializare. Potrivit deputatului în Parlament, este un proiect de lege ce ar permite rudelor pensionarilor să depună actele în baza procurilor. Totodată, politicianul se întreabă de ce Ministerul Sănătății nu primește actele în format electronic. Purtătorul de cuvânt al președintelui și responsabil de la Ministerul Sănătății nu ne-au răspuns pentru o reacție. Președintele Braziliei ar fi infectat cu virusul COVID-19 potrivit unui test care l-a făcut luni, anunță postul CNN Brazil. Iar cercetătorii din țară au început injectarea pe voluntari a unui vaccin experimental dezvoltat de Universitatea din Oxford. Între timp, în China, țara mama a COVID-ului, autoritățile au semnalat apariția unui caz de ciumă bubonică la un bărbat. Ca măsură de protecție, Rusia a anunțat că a creat patrule speciale pentru a opri vânătoarea de marmote în apropierea frontierei sale cu China și Mongolia, scrie The Guardian. Ciuma bubonică, numită și moartea neagră nevul mediu, este o boală extrem de infecțioasă și deseori fatală, care este răspândită mai ales de rozătoare. Autoritățile din orașul chinez Baianur au emis duminică o alertă sanitară după ce un spital a raportat un caz de această boală mortală. Regiunea a interzis vânarea și consumarea rozătoarelor mari și a cerut populației să raporteze orice cazuri suspecte, precum și orice marmotă bolnavă sau moartă. Mongolia a raportat la rândul ei 2 cazuri de ciumă bubonică la persoane care au mâncat carne de marmotă în provincia Kovd din vestul țării săptămâna trecută. Regiunea rusă Altai, care are graniță cu Kazahstanul, China și Mongolia, a anunțat că autoritățile patrulează zona pentru a pune interdicție de vânare a marmotelor și a avertiza oamenii în privința pericolelor, relatează agenția TASS. Între timp, în altă parte a lumii, președintele Braziliei a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Starea acestuia este bună, deși prezintă simptome precum tuse, dureri de cap și febră mai mare de 38 de grade. Presa scrie că Jair Bolsonaro a primit deja tratament cu hidroxiclorochină încă de la apariția primelor simptome. În aceste zile, țara sa a început să testeze pe oameni vaccinul împotriva COVID-19 creat de Universitatea Oxford. Primii voluntari sunt profesioniști din domeniul sănătății extrem
extrem de expuși la virus, în special medici, infirmiere sau ambulanțieri, toți cu vârstă cuprinsă între 18 și 55 de ani. În total, aproape 2000 de voluntari brazilieni ar trebui să participe la teste. Autoritățile din sănătate au anunțat marți că statul este pe cale de a semna chiar un contract cu Oxford pentru producerea locală a acestui vaccin. Brazilia a fost aleasă pentru aceste teste, deoarece, contrar țărilor europene, pandemia este încă în fază ascendentă, cu peste 1,6 milioane de persoane contaminate și mai mult de 65.000 de decese. Acum 2 săptămâni, guvernul statului São Paulo a anunțat un acord pentru producerea unui alt vaccin dezvoltat de laboratorul chinez Sinovac Biotech, care va fi testat în curând pe aproape 9.000 de voluntari din Brazilia. Explozie în sectorul botanic al capitalei. Potrivit informațiilor oferite de poliție, o persoană a decedat, iar alte două au fost rănite. Incidentul a avut loc în această după-amiază. Deocamdată nu se știe ce obiect a provocat deflagrația. Poliția investigează cazul. Explozia a avut loc aproape de ora 15 pe un teren de joacă de pe bulevardul Dacia din capitală. Un bărbat s-a stins pe o bancă din curte, iar alți doi s-au ales cu diverse răni. Martori la acest incident au fost copiii care se jucau în curte și o bătrână care era vizibil zguduită de cele văzute. Erau trei și unul a fugit de vale și doar asta am văzut. Și s-a auzit bubuitura foarte tare. Unul a sărit. Stăvălit pe jos de durere, era plin de sânge, a luat ghiozdanul, suci, a început să plângă că nu am avut eu granata ca asta. Și deodată m-a trenirat așa, parcă mă părea că cad în casă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgență, Dorina Arsene, ne-a comunicat că doar unul dintre bărbații răniți are nevoie de îngrijiri medicale și acesta s-ar afla în stare de ebrietate. E în stare gravă medie, stabilă, are plăci doar în regiunea feții, a mâinii drept și picioare la călcâie. La fața locului au fost orientate toate serviciile specializate ale poliției și BOMTECH, iar zona a fost încercuită. Cazul dat este deja înregistrat. Procesul penal și pornit cauza penală pe omor și deținere ilegală a munițiilor de foc. Amintim că acum 2 ani două persoane au decedat în urma unei explozii provocate de o grenadă. Deflagrația s-a produs într-un magazin alimentar amplasat la intersecția străzilor Armenească și Alexei Mateevici din Chișinău. Încă 2 localități din raionul Orhei, Morozeni și Crihana, vor beneficia de iluminare stradală datorită unui proiect implementat cu susținerea partidului politic Șor. Startul lucrărilor a fost dat astăzi în prezența localnicilor, autorităților locale și a deputaților din partea formațiunii. Oamenii au mărturisit că apreciază schimbările produse în cele 2 comune și spun că de acum încolo vor fi mai în siguranță. Potrivit proiectelor, în comunele Morozeni și Crihana vor fi montate în total 25 de kilometri de rețea electrică și peste 660 de becuri LED. Toate punctele de transformare a curentului vor fi modernizate și va funcționa un sistem inteligent de conectare și deconectare a luminii la anumite ore. De la mic la mare, locuitorii s-au bucurat că, după o așteptare de peste 30 de ani, vor putea merge în siguranță pe drumuri și pe timp de noapte. Dar n-am avut, eu am 32 de ani, oricât trăiți aici în satul ăsta, n-am văzut lumină. Da, noi mă halătare întuneric, e rău de tot. Mergem cu frica în sân. Dacă ar fi lumină, foarte mulțumit să fie. Vă spun cinstit, noi trăim în margine, fost tundră, să zicem așa, pe dreptul. N-am avut nici drum și n-am avut lumină și n-am avut nimic. Liderul partidului Șor, Ilan Șor, inițiatorul proiectului, este convins că pentru locuitori condițiile de viață vor deveni mai confortabile și mai sigure, iar obiectivul formațiunii de a moderniza țara se realizează pas cu pas.
Iluminatul stradal este un proiect de infrastructură foarte important. În multe sate, 5 becuri nu erau pe piloni, iar Partidul Șor, în loc să facă politică, face lucruri concrete pentru oameni. La eveniment au fost prezenți deputații Partidului Șor, Marina Tauber, și președintele raionului, Dinu Țurcanu. Oficialii le-au promis oamenilor că proiectele de infrastructură vor fi implementate în continuare în localitățile lor. Iluminarea stradală a fost și rămâne punctul numărul 1 în angajamentul nostru public. Noi credem că toată lumea, toată țara a meritat să trăiască cum trăiesc în ziua de astăzi orheienii. Ianul acesta, cu ajutorul Domnului și cu multă muncă și insistență, vom ilumina toate satele raionului Urhei, indiferent de culoarea politică. Iar primarii celor două comune au accentuat că realizarea promisiunilor electorale este posibilă cu sprijinul echipei partidului din care fac parte. Sunt foarte bucuros că a fost la inițiativa lui Ilan Mironovici Șor se implementează acest proiect. Marja prioritară este siguranța cetățenilor de a circula cu siguranță pe toate străzile auxiliare a satului Morozeni. Mă bucur enorm faptul că în campanie s-a promis acest proiect de iluminare și acum această promisiune a luat loc. Astăzi am dat start lucrărilor. În prezent, implementarea proiectelor de iluminat stradal este în toi în 10 de localități din raionul Orhei. De la începutul anului, proiecte similare au fost încheiate în câteva comune și sate, dar și în localități din raionul Fălești și Criuleni. Un proiect ambițios de acest fel este implementat și în orașul Taraclia, care va deveni până la ziua independenței, după cum promit autoritățile locale, cel mai iluminat oraș din regiunea de sud a țării. Partidul politic Șor și-a asumat angajamentul ca toate localitățile conduse de primarii din partea formațiunii să beneficieze de iluminat stradal. Astfel, în raionul Orhei vor fi iluminate toate cele 74 de sate și comune, indiferent de apartenența politică a edililor. Totodată, pentru 2020, Partidul Șor și-a propus să implementeze proiecte de iluminat public în peste 100 de localități din țară. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită în continuare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!